Doamnelor, bine ați venit din nou la Inteligența Art Digitală, o emisiune podcast sau cum vreți să-i spuneți, care este făcută fără niciun fel de susținere din partea nimănui decât a bunilor noștri prieteni care se decid că din când în când e mai frumos să vină la noi în emisiune. Dar ERS Production este aici și ne ajută cu tot ceea ce înseamnă. Avem 3 camere în clipa asta, plus Bob care filmează. Magic susține toată nebunia asta pentru că, precum vedeți, suntem la noi acasă la Mirod. Noi ne ocupăm cu web design, web development, marketing și alte nebunii. La noi îl avem pe Răzvan. Salut, salut! Cum să spune asta? Ziceam mai devreme că ești virgin. Ești virgin în ale filmării. În domeniu. Nu. Dar, din punctul meu de vedere, mai există încă un grad de virginitate. Ceea ce nu știe nimeni în clipa asta, la momentul la care noi filmăm, Sapori încă nu există pentru publicul larg. Este pe cale să. Doamnelor și domnilor, în curând, în Ploiești, în spatele biroului nostru, pe strada... Miciurin 4. Miciurin 4, adică cum te duci un pic pe lângă clădirea aia minunată cu foarte multe geamuri, clădirea aia într-o zi o să fie a mea, uitați-vă bine la mine. Nu, zic, dacă mi-o dă cine trebuie. Să mă lăs să dau și muzică. Maxim, forță! Lângă clădirea minunată, care nu pot să-l dau din motivele astea, de înțeles, pentru că suntem la Ploiești, se află un restaurant. Acel restaurant, din păcate, și rațiuni pe care cu toții le știm, economice, nu a mai funcționat. Așa că Răzvan, proaspăt venit din alte țări, nu? Da. S-a gândit, bă, ce știu eu să fac mai bine. Hai să fiu curajos. Și? Să o cercăm și o dăm până la capăt. Te-ai încurajat. Se deschide Sapori, s-a deschis deja la momentul la care voi vedeți episodul ăsta, s-a deschis Sapori și vă invit să-l vizitați. Noi știm despre ce e vorba, noi am făcut logo care arată absolut demențial. Noi facem și site-ul, evident, dar pe lângă toată povestea asta eu sunt convins că la Sapori este singurul loc din Ploiești în care poți să mănânci mâncare 100% italienească. Și așa că... Bine la Inteligența Art Digitală, urmează să spun niște întrebări atât de imbecile încât o să stai cu orice virginitate de pe lumea asta. Conform regulamentului avem voie să spunem cuvinte porcoase, dar dacă le spune după aia e de muncă că va trebui să le editez. Dacă ne-ar ține mine, dacă nu, eu oricum rezistă. Să încercăm. Răzvan. Te salut toți urmăritorii. Mulți, vreo 5. Da, momentan, că nu se știe unde ajungem. Știi cum e viața, unde te duci. Dacă îmi permiți, aș vrea și eu să-ți mulțumesc pentru toată publicitatea și pentru prietenia noastră. Vă mulțumesc tuturor echipei pentru că sunteți alături de noi în acest proiect. Și, la mai mare, să dăm înainte. Să ajungem unde trebuie, mulțumesc. Fun fact înainte ca să pun întrebările. Sapori trebuia să se numească Dolce Vita, așa. Că l-am cunoscut pe Răzvan a venit la mine și a zis am o idee, vreau să fac asta, va trebui să se numească Dolce Vita. Prima mea reacție a fost Răzvane, Dolce Vita există și ca restaurant, și ca și îmbrăcăminte, și ca și ce vrei tu peste tot. Ideal ar fi să găsim alt nume. Avantajul meu și avantajul Răzvan, pentru că Răzvan este un băiat pe care îl duce capul suficient de mult, a fost să fii deschis vis-a-vis de ceea ce am zis eu. Da. Și aș vrea să povestesc un pic de procesul creativ care a urmat după momentul în care ai zis că Dolce Vita s-ar putea să nu fie o idee bună. Ne-am așezat efectiv la noi în birou. Exact. Și asta și-am căutat cuvinte. Da. Și a durat vreo 2 zile. Da, că îți dai seama, pentru mine a fost un pic greu. De ce? Că având așa o cultură italienească în spate, am trăit vreo 15 ani acolo, interpretarea mea e diferită, știi? Absolut. Cuvinte, înțelegi și așa mai departe. Mie mi se pare, orice mi se pare comun, mi se pare regulă. Și am zis, băi, trebuie să fiu deschis, să merg către cultura noastră, să ascult oamenii din cultura noastră care au ceva de spus. Și atunci, în momentul ăla, ți-a predat legătura. Ai ridicat-o la fileu. Da, ce să... N-a fost ușor să găsim un nume, pentru că e, în primul rând, e complicat din punct de vedere a foneticii. Da. Și după aceea e complicat din punct de vedere a disponibilității domeniilor, care, ce să vedeți surpriză, nu prea mai există libere, pentru că niște băieți le-au cumpărat pe toate. Dar... Cu ajutorul lui Gandalf am avut noroc, am găsit Sapori, sapori.ro. Nită strălucită. Abia așteptăm să punem ce trebuie să punem sus. Da. O să fie cel puțin la fel de minunat ca și mâncarea pe care voi o faceți. Cu siguranță, cu siguranță. Bun, aici la inteligența mea artificială mă pune să te întreb. Și așa că eu o să te întreb: cum ți-a venit ideea să deschizi un restaurant italianesc într-un oraș în care oamenii mănâncă turcește? Nu de alta, dar cu toții știm că la Shaorma, înainte, la război, mai vedem noi pe cine prinde. Da, nu e o chestiune grea, ca să-ți o spun de ce. Am avut posibilitatea să mă nasc într-o familie open-mind deschisă, cu curaj, care au plecat după comunism și așa mai departe, au plecat în afară să vadă cum stau lucrurile în realitate, știi? Și automat în momentul ăla am fost tras după ei, normal. Am ajuns în Italia, m-am deportat acolo și acolo am început să analizez, să absorb, să cunosc, să învăț, să știi? Mi-a plăcut foarte mult cultura lor culinară, o cultură asemănătoare culturii noastre și bună, foarte bună, gustoasă, ceva mișto. Pe care acum o cunoaștem cu toții. După care, după toată perioada asta, am revenit acasă, că sângele din vene e culoarea care trebuie, atunci și roșu și galben și albastru. Și am zis, băi, dacă tot am acumulat atâta informație, bă, inițial am făcut și școala acolo de așa natură, așa am cunoscut un pic mai mult și am zis, băi, de ce să nu încercăm să aducem ceva real, știi, exact ceva ce acolo se consumă. Că aici sunt foarte multe tipuri de mâncări interpretate, știi, aduse la interpretarea fiecăruia, cum s-ar spune. Și am zis să o încercăm real, știi, hai să o încercăm real. Acum sunt convins și conștient că lumea a început să călătorească, să plece, să se întoarcă, să vacanțe, peste vacanțe și așa mai departe. Și lumea cunoaște adevăratul gust, știi? Și am zis, băi, hai să dăruim oamenilor ceea ce caută. Sunt iubitori de mâncare, de kebab, sunt iubitori de alte mâncăruri grec, italienesc și așa mai departe. Și am zis, eu și o ramură, să fiu acolo o ramură mea, pe care o cunosc. Rămâne de... Rămâne, da, exact. Și cam asta a fost ideea, știi? Înțeles. Crezi tu că, repet, mâncătorii de mici de pe la noi, adică, uite, îți dau un exemplu, eu sunt fan mâncare. Da. Punctul meu de vedere, adică, da, nu știu dacă se vede. Știi? Eu și cu mâncare avem o relație. Nu se vede. Nu se vede. De la înălțime, de fapt de la pământ. De-aia, nu. Dar credem, îți mai greu decât par, adică, când calc eu pe bulevard, dar le trăznesc. Eu mai știu cu mâncare. Am cam prins. Aș vrea să spun că toți știi care a fost chestia, că merg pe principiu că românul e ca un burete, îi place să absoarbă, să iasă în evidență, să cunoască, să învețe. Știi? Corect. Și am mers cu treaba asta, zic, băi, hai, oamenii vor să... Nu trebuie să... Care e frumosul vieții? Să încerci lucruri noi, corect? Corect. Lăsăm la o parte, că pe lângă mic mai bag și o spaghetă. Eu mai pregătesc acasă, cred că și tu, soția și cea mai departe. Și atunci de ce nu? Păi uite, ideea este așa. Cum ziceam, eu am o relație deosebită cu mâncare și este un tip de mâncare pe care eu absolut îl iubesc. Și mai mult de atât îl și prepar ori de câte ori pot. Și pe care provine din Italia și pe care nu l-am găsit în restaurantele italiene din care a fost în România. Și anume scaloppine vino bianco. Benisim. Uite cine cunoaște, uite cine cunoaște. Simplu, bun gustos. Simplu, bun gustos. Problema este că dacă tu te duci într-un restaurant italienesc, și am fost în Cluj, în București, unde vrei tu, și mă uit așa în ochii în spatele și zic scaloppine vino bianco, că nu există meniu. Răspunsul care vine este pizza. Da. Stai, boss, că nu vrei fratele tău pizza. Acum vreau să spun că mi-ai întărit din ce în ce mai mult. Să-ți mai spun ceva. În meniu am luat decizia să merg cu numele preparatelor reale. Adică nu să le traduc, înțelegi, ca să înțeleagă românul, nu? Pentru că, uite, este un român care, fără să știm, a cerut scaloppine vino bianco, italienesc, adică nu mi-a cerut remiță cu vin, cu chestii. Mișto, da, da. Și credem, scaloppine vino bianco este perfect din mușchiulețul de porc din România, fără niciun fel de problemă cu el. Vin, dar noi nu avem vin în România, nu știu cine are vin. Și chestia mea, nu-i chiar atât. Pentru cine vrea rețetă, urmăriți-mă, predau rețete culinare mai bine decât prietenul meu care face jilava cake cu ciocolată directă pe burlani, se știe? Te pup, știi tu. Știe. Mustăcea ta, te pup. Ce aveți? Da, omul s-a făcut bucătar, n-are cele. Eu acum aștept să râd oamenii pe aici. Mamă, ce mi-ar plăcea să avem o cameră câteodată, numai ca să o întorc așa, ca să-l vedeți pe Robin și pe Bob cum îți pe spate, că au ce imbecilită de viteză. Deci, voi vă dați seama că la un moment dat băiatul ăsta o să dea o judecată pe Jamila sau Jamila pe el? Și știi de la ce o să bată? Mi-l alunge, mi-a micule. La moco. Una are rețeta, cealaltă are porcul. E o idee să pui camera ascunsă, să mai dai câteva cadre și... Avem camera ascunsă. Apropo, sunteți filmați. Stau acolo. Ies nasol. Să revenim la oile noastre. Pardon, dar eram în terenul să revenim la porcii ăștia. Întrebare. Dacă ar fi să asemuiești Sapori cu un supererou, ce superputere ar avea acest supererou? Mamă, s-a luat-o... Mamă, ce... Vladimir Putin. Ăla e supererou? Supererou. Naționaliștii răuații de zaiută. Vrea să prezinte, vrea să aștept, vrea să demonstreze, vrea să dă toate. Știi ce zic? Că nu merge o limbe. Urmează bucata aia cu coiful de... Bă, Vladimir... Nenea Putin, nu, ăla nu e supererou. Bine, pentru domnul Aur poate să fie supererou. Da, înțeles. Da, nu, dar serios, acum la modul cel mai serios. Dacă Sapori ar fi, hai să zicem, nu supererou. Hai să întrebăm. Dacă Sapori ar fi o regiune din Italia, da, care ar fi regiunea și de ce? În principiu ar fi regiunea Emilia-Romagna. Okay. De ce? Pentru că acolo am stat eu și de acolo mi-am acumulat informația cum ar veni. Nu știu dacă știi, Italia e împărțită în foarte multe părți, particele, se gătește diferit. Aici îți face într-un fel, de, ca de exemplu unde locuiam eu, în zona unde locuiam eu, la școală se predea italiana pură, știi? Mergeai într-o altă comună, regiune. Îți vorbesc de 10 km și mai încolo. Nu, nu se înțelege nimic, vorbeau alt dialect. La ei sunt mulți tare de tot. Moldoveni, da, știu. Moldoveni, da. Și culturi, cuvinte diferite, adăugare în rețete și așa mai departe. Și Și atunci îți dai seama că zic, băi, haide să iau cei mai buni, știi? Ai văzut că... Ce deosebește zona Emilia-Romagna de restul Italiei? Ieșirea la Marea Adriatică, care e o mare destul de sărată și că acolo vezi tu, eu am fost în mai multe părți și am mâncat, uite, de exemplu, să-ți dau un exemplu, scoicile, midiile, fructe de mare și așa mai departe, au un gust diferit în alte regiuni. De ce? Cât este apa de sărată, înțelegi? Și atunci, având deschidere la Marea Adriatică, e o apă sărată și foarte gustoasă, înțelegi? Corect. Și atunci, în momentul ăla, au și o parte oarecum muntoasă, știi? Și atunci oamenii acolo au și culturile lor de carne de porc, de vită, așa, și au și partea cu fructe de mare, tot ce se adună din mare. Și am făcut un mix, am zis, băi, că am mâncat și pe partea asta, am mâncat și pe partea asta, adică să te fac să înțelegi cum ar fi Bucureștiul, știi, cam așa e zona unde am stat, știi, era partea țărănească, cum s-ar spune, da, exact, că sunt oamenii, erau oamenii care își cultivau produse. Eu mă gândesc la București și le-ai spus că le-ai spus. Partea tine, partea țărănească, de-aia spus, ce unde v-ați stau pâine, cum te duceți pe cățelul? Da, 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 eu mă gândesc la altă parte. Știi, și oamenii și făceau ei produsele lor și partea pescarilor, așa, care oamenii la fel. și acolo îmbinau undeva la mijloc, îmbinau un meniu, pentru că, cum cu toți știm, sunt oameni care mănâncă pește, sunt oameni care mănâncă carne, sunt oameni care sunt pești, sunt oameni care sunt pești, sunt oameni care sunt... Eu mi-aduc aminte că în zona asta minunată despre care am mai citit eu, a fost în Italia, dar cu ajutorul Luganda a fost să se ducă și fac. Revin să mergem. Mergem odată într-o vacanță, să-l prezint altfel. Da, dar e o problemă. Problema este următoare. Cum putem să facem să cumpărăm 2 locuri de avion la dus și 3 la întoarcere? Eu ți-am zis că am o relație deosebită cu mâncare. Eu... Stai, am o idee. Deci... 3 la dus? Da. 5 la întoarcere. 5 la... Merge cu mașina și ce e o caratime por bagaj. Sau poți să iei locurile cu ieșire de urgență, știi? Să nu mai... Adică, da, eu știu că acolo se face cea mai mișto o țară în toată Italia. Da. Nu așa. Da. Și știu că vă să am dat niște videouri, adică felul care tratează ei mozzarella nu are niciun fel de legătură cu ce știm noi de la mozzarella. Apropo, știi ca aia, că voi ce faceți cu apa de aia, voi ce faceți cu biluțele albe de la mozzarella? Când se devin, nu știu. Nu știu, mă uit, și era o întrebare într-un podcast, mai celebru ca anul la 30.000 de euro și că întreabă una. Când se termină apa de la mozzarella și rămân biluțele, voi ce faceți în biluțele alea? Și răspunsul a venit, turnăm niște apă peste aia și mai bem încă o mozzarella. Produsele, da, sunt. Ca și ca peste tot, părerea mea. Adică sunt oameni care produc alimentele foarte mișto și le îngrijești și le iubești. Așa sunt oamenii care fac o industrie și... Și aia e. Da. Uite, vreau să întreb o altă chestie, pentru că e relevantă în contextul a ceea ce facem noi aici. Tu, spre deosebire de alți antreprenori din România, tu ai venit din afară înapoi. Da. Și cumva asta e un pic întors pe dos, pentru că lumea s-ar aștepta ca să nu te mai întorci odată ce ai plecat din România. Eu, de exemplu, sunt la fel ca și tine, m-am întors dintr-o altă țară, acum, nu știu, 11 ani de zi. Bobby la fel și Bob s-a întors din altă țară. Da. Și vreau să te întreb, cum ți se pare ție că e de simplu sau de complicat să faci ceea ce faci în România, comparativ cu cum ar fi fost să faci în Italia? Să-i seama că era mult mai ușor acolo, clar. Era mult mai ușor, că erai direct cu toată lumea, lumea înțelegea conceptul, era ceva normal. Dar eu sunt de părere că noi, oamenii ăștia, eu, tu și toți ceilalți care s-au întors, noi suntem oamenii care ar trebui să schimbăm câte ceva pe la noi și să arătăm. Adică ce rău e n-ați arăta ție ceva ce tu nu știi? Adică te dezvolți, nu? Despre asta e vorba. Ca și cultură, ca și gust, ca și orice. Adică noi chiar avem datoria asta. Corect. Părerea mea. Chiar o avem. Și de ce să rămân acolo când pot să vin aici să prezint ceva? Dacă am de prezentat, stau în banca mea. Și din punct de vedere a autorizațiilor, a relației cu statul, tu acum deschizi un restaurant, care este mai simplu. Funcționează mai complicat. Da, foarte complicat. Și crezi tu că în viitorul apropiat, nu știu, în următorii ani de zile lucrurile astea se vor schimba și nu se mai tare? Trebuie, n-are de ce. Hai, că sunteți voi cu calculatoarele, cu toate nebunelile, cu toate chestiile. Pare cadru pe fața lui să vezi că de fericit să iei, facem mod din aia, știi? Răzvan înainte să deschidă business-ul și după aia ne tragem același cadru peste un an. Da, o zi supărat, trist, plângă ce să mai cearcă. Am o cremă și cearcă bună. Ficatul întrețin. Nu trebuie să le întrețin mai bine, adică până la tine păi și fie o pongă. Da, știu. Da, deocamdată e o dezorganizare totală în România, deci am văzut nu prea se comunică, nu prea se, dar... Băi, trebuie să o luăm în râs, trebuie să o luăm în... Ăștia suntem, asta e realitatea. Nu pot să mă duc eu să mă cer cu românul, de ce ești tu așa? Pentru că ești român, simplu. Asta e. Știi, așa a fost să fie, așa va fi și probabil și noi ne... Dar eu ți-am zis, sunt totodată de părerea că noi suntem niște buriții din aia, pregătiți să absorbă tot ce e mai bun. Și generațiile văzând, mă, și eu. Acum să nu vorbim de, știi, vorbim de oameni capabili. Să nu vorbim de aia care a fost la ultimul festival de acum o săptămână cu chiozdanul în spate și nu aplaudau. Da, în fine, de toată lumea, da. Păi da, m-au uitat, adică dacă Eu cumva mă uit la generația care vine fix după mine, care e generația mai mică de canal un dacă vrei. Da. Și generația lui fiul. Deci generația asta intermediară, bă, nu vă supărați pe mine, dar ce, Doamne iartă, mă găsiți interesant la unul cu un ghiozdan în spate care e mort, spart, drogat, care latră trei cuvinte care nu au noi. Nu, dar... Că, știi cum e? Că cumva te uiți și la idolii oamenilor și dacă idolii sunt într-un fel, cumva prin asociere și oamenii sunt felul ăla. Și dacă mă uit la idolii generației 14, 15, 20 de ani de acum, care se duc la festivaluri în care muzica înseamnă scârț, mă, cârț, cârț, baby, cârț, 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 și alte cuvinte și ajutor de voce și... Da, și mă gândesc, bă, mă friend, ăștia o să nu să trebuiască să-și plătească taxele, o să se ducă la nou și o să fie scârț, băț, scârț, scârț, 25 de lei, cârț, băț, iau. What the fuck? Fără fac, mă ajut la autoviu, nu știu. Ai văzut cum e că părinții noștri, părinților noștri, le este greu să ne înțeleagă pe noi. Asta este așa complicat, adică nu a fost o diferență mare să pleci de la Michael Jackson. Bine, nu de la Michael Jackson. Nu, dar a fost atât de complicat să pleci de la Queen, de la... Nu, chiar și de la Michael Jackson și să te duci spre Biugi Mafia care înjura. Da. Dar măcar înjura cu aia și paraziții. Mie, de exemplu, maica mea, că m-a prins cu CD-ul Paraziții și a auzit ea acolo ce ziceau ea, niște cuvinte înțelegi. Și m-a luat mereu CD-ul, cu toate că am făcut rost greu de el, am cumpărat, am vândut la perechea de ruși, chestii de genul, știi ce zic, era afaceri de mic tu. Da, 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 să iau un CD, știi ce zic, ca să vină pe mama și mi-a luat și bătaie pe trândul. Bă, cred că trebuie să... Ce să zic? Trebuie să înțelegem cu ei trăim, adică n-am ce să decât să-l arăt până cu diră aia la găzanul spatul, mai bine zic. Da, măi, dar vreau să înțelegem la scârți, mă, scârți, scârți. Adică ce zic? Că asta am vrut să înțeleg o melodie, adică și numele lor de artiști de scenă. Da, știu ce zic. E un... Mamă, deci ăsta mi-a rămas, ăsta mi-a rămas, că nu-i ții minte, dar ăsta mi-a rămas că sună la ciupercă. Ghelboasă. Oh, oh, da, da, da. Cum nu știi, Robin, nu, nu. Deci, promică, după ce terminăm de filmat, căutăm pe YouTube și pune Ghelboasa, mă, frate. Bă, la primul rând, când se cheamă Ghelboasa, eu chiar am o Ghelboasa, m-am gândit la ghebe, care ghebele sunt niște ciuperci galbene pe care le culegeam cu bunicii mei, Dumnezeu ia de panul de că s-au dus, și din care făceam, din aia, cum se numește, murșturi de ghebe. Și acum este un băiat care se urcă pe scenă și îl cheamă Ghelboasa și cântă de famii, de droguri, multe droguri, că se cântă despre dezis așa. Da, bro, asta se promovează. Bună, sunt o ciupercă direct de prin pădure, n-am venit decât ca să-ți dau la mure. O bune, eu ascult, dacă vrei să intrăm cu muzica și cu asta, asculta ce avem acum, nu? Ce înțeleg, ce... Apropo de muzică, ce muzică o să pui în Sapori? Ba, muzică nu știu ce o să-mi vină, depinde, poate, bă, inițial am și o muzică mai liniștită, mai de masă, mai cizelată, știi? Eu în locul tău aș pune doar hip-hop unguresc. După ce nispirțul e bun, băie, ce resufle, tu știi cum ar veni hip-hop unguresc? Moldovenesc! Oh, băi, nu poate! Oricolițon, câștigățion! Se știe! Da, băi, cultura muzicală, da, e un lucru mișto, e... Știți că cultura muzicală și cu cultura culinară, din punct de vedere a asocierii, sunt două lucruri care merg perfect împreună, adică n-ai putea să ai un restaurant în care să mai muzică, la fel de bine că n-ai putea să asculti doar muzică fără să mănânci ceva care se potrivească, nu? Și atunci, eu cred că muzica, de exemplu, este extrem de importantă. Este foarte important. Asta e să știu să vezi câți bani o să plătești doar pentru faptul că ai un radio în locație. Nu mai am amintit. Hai să fiu fericiți, bucuroși. Păi sunt! Hai să vedem partea prima pară. Știi cum o să dai bani, lacrima, plăcând. Dau pe dreptul de autor. Da, vreau să întreb altă chestie. Eu știu că tu o să fii un băiat simțit și o să-mi dai un răspuns evaziv, dar în schimb aș vrea să dai un răspuns hardcore la întrebarea asta. Că știu întrebarea. Întrebarea nu-i pusă. E pusă de inteligența artificială care nu prea inteligența, dar o contează. Ce te diferențiază sau ce va diferenția Sapori de restul locurilor în care pot să mă duc să mănânc în Ploiești? Și nu fi băiat simțit, te rog eu, că știu că o să zici că sunt locuri miștoși la restul. Nu, chiar... De ce să le fac? Chiar îți dai seama. Păi hai. Că mi-a trebuit ceva. Si, spate. În prima fază, gustul și... Vezi tu, una e să fii... Să o dau așa pe față simplu. Băi, una e să fii un bucătar mixt, adică să zici, băi, eu pregătesc ceafă de porc și pregătesc salată și pregătesc, nu știu, ciorbă și la. Și să zic, vrei și o pastă? Hai că îți fac și o pastă, știi cum e, e chestia opțională, știi? Alta e să faci numai lucrurile astea, știi ce zic? Și atunci, normal, poate ca tine mai știu și alții să facă site-uri, dar... În ideea în sine, știu să facă site-uri, știi? Dar nu au aceeași, știi, bifă ca și tine, același. Cam asta e ideea. Adică, băi, mergi pe ceva ce ai făcut. Uite, bucătăria. Intrăm la bucătărie. Este, taică, noi suntem un nucleu familiar, știi? Cu soții, cu toții am lucrat în domeniu și așa mai departe. El are vreo 15 ani de experiență, 16, ai înțeles? Adică eu mă duc acasă așa, cu toate că mi-aș dori să pregătesc și eu grătarul, să stau, eu mă pun pe o șprițuială cu el, îi fac paharul, eu sunt, n-am voie să ating nimic, ai înțeles? Nu am voie să ating nimic, dar plec fericit, plec fericit. Asta e o chestie foarte interesantă și pe care am apreciat-o și știu că ți-am și zis de când am cunoscut, nu mi-ai povestit de fapt care e povestea din spatele Sapori. Și anume faptul că ăsta este un business de familie. Da. Dar de familie în adevăratul sens al cuvântului, la modul la care lucrează în acest business două generații, care cele două generații fac lucruri total diferite, exact. Și ele se întâmplă în da. Bucătăria e a tatălui tău, partea de organizare, management, dezvoltare și tot ce înseamnă operațional este a ta. Exact. Chestia asta mi se pare foarte tare și o să spun și de ce. Pentru că în cultura noastră românească, din păcate, sunt foarte rare exemplele în care tată și fiul lucrează în același business într-un oareșicum sincron. De regulă, povestea în România sună cam așa. Am un tată care după Revoluție a fost băiat isteț, a făcut un business și a funcționat, mai departe l-a pasat către moștenitori care s-a întâmplat să fie fiu sau fică. Moștenitorii au avut două variante, fie l-au dat de pereți, fie l-au crescut și l-au dus în treabă. Adică există și povești de succes și de... Cunosc modelul. Dar un business care efectiv să plece de la zero cu două generații implicate în el, e o chestie rarisimă, se va spune Nelțu. Și trebuie să spun, cred că dacă ai o fundație, în primul rând ce înseamnă fundație, să ai respect față de să fie... Indiferent de orice se întâmplă, că ți-a greșit, că nu-ți place ție, cum ți-a pregătit el ție. Eu nu pot să-mi permit în viața mea să mă duc să-l cert eu, că n-ai făcut-o cum aș face cu bucată sau... Nu să-l cert. Se atrag atenția, bine, că eu spun într-un mod frumos sau ar fi mai bine să, sau știi, adică educat frumos. Că e tata, el m-a făcut pe mine, nu eu pe el, ca să nu uităm. Deci plecăm de la chestia asta, știi? Și știu și că m-a pus și unde sunt. Ai înțeles? Și atunci în momentul ăla, în momentul ăla... Și știu și... Dar nu mă fălăduși și uite. Și cum? Și cum? Și unde? Da, mi-e dat întrebarea. Cea mai tare vreau. Mi-e trebuie să chestia să cum am fost eu conceptul pe Holod? Ia spune și mie, măi, ce poziție mai sunt? Păi, de ce să nu faci treaba asta? Hai să zicem, ne-i rușine, unii, dar nu, uite, poate vreau și să fac popciul ăștia, că îmi place cum sunt eu. Corect. Cum? Știi? Da. Poziția mea era. Da. Și atunci dacă, cred că dacă ori să respect și... Eu, fiind mai mic, înțelegi, datoria mea e să nu îl dezamăgesc în anumite chestii. De ce? Pentru că am de câștigat. El își va avea o încredere în mine și atunci îmi dă felul liber să iau eu anumite decizii în ceea ce mă privește. Și cred că e de ajuns, nu? Cred că atunci funcționează. Păi, gen, tu faci ce știi tu, tu faci ce știi tu, dacă merge, dacă nu merge, nu e pentru că nu mă înțeleg eu cu tine sau nu... Aia, știi? Sunt două chestii pe care vreau să le subliniez aici. Odată, aviz părinților lor care au impresia că le știu pe toate, nu le știți pe toate, tineretul care vine de spatele vostru știe că toate mai multe chestii decât știți voi și ar fi bine să luați învățători de la tatăl Răzvan. De taică nu vă mai zic, că dacă ce să vă ții de taică mai stau nici de 5 ore. Câteodată e bine ca un om în vârstă să se înconjoare de conștiința celor tineri, pentru că cei tineri ajung la informație mai rapid. Iar pe partea cealaltă, cealaltă învățătură, este ca voi, tinerilor, să nu mai fiți atât de figuranți în gură în momentul în care vine unul mai în vârstă decât voi și vă zice cum ar trebui să faceți, pentru că la bătrân știe mai multe decât și tu. De-aia să funcționezi tu oarecare, cum se zice, armonie, exact, pentru că păi, e adevărat că vezi tu, până nu se lovește, nu învață, știi, că așa e, așa ar trebui să fie parcursul fiecăruia, că eu îți explic, băi, n-ar fi bine să faci treaba aia, dar tu poate o vezi sub altă formă și o întâmpini sub altă formă și atunci îmi zici, băi, dacă mi-ai spus mie lucrul ăsta, nu, bă, domnicălcule, ți-am spus același lucru, dacă e sub altă formă, știi ce vreau să spun? Corect. Ca și copil, tată, copil, fiu, știi? Acum, nu știu. Trebuie să fie un pic deschiși, ca și ei, cred că își place un pic, știi, să cocheteze cu tineretul, că mie mi-ar plăcea treaba asta, adică gen film, să vină cu prietenii pe acasă, să iau eu ce vorbesc, să văd și eu cât sunt de bun, de slab, de nepregătiți, de pregătiți, știi, să știu, zic, băi, bravo, ești ok, ești maker, bravo, mișto, îmi place. Zi o chestie amuzantă care ți s-a întâmplat în Italia și care are legătură cu mâncarea, că sigur există. Dacă vreți, zic eu, la faptare care s-a întâmplat într-o altă filmare a unui episod care s-a întâmplat aici. Știai, de exemplu, că există turci care se duc și cumpără zacuscă ca să o pună pe pizza? Da? Bă, trebuie să încercăm. Zacuscă pe pizza. Zacuscă pe pizza. Stai, ce mi-am făcut? Mi-am făcut într-o seară un sandwich acasă? Da. Așa crezi că ți-ai fi român și la bază idiot care ce faci? Deschizi frigiderul și ziceam, am un pic de zacuscă, un pic de muștar, am un pic de pâine, știi? Am un prosciutto crudo de la bun, știi ce zic? Nu, dar parcă nu i-a stricat gustul, dar iartă-mă să o încerc. Oare cum veni cu pâinica asta prăjită, cu prosciutto ăsta crudo pe ea și cu un pic de zacuscuță, înțelegi, de asta? Băi, și eu o ce zic, băi, haide să o cerci. Mamă, ce bună ești! Mamă, ce bună ești! Stau scrudo, știi? Stau scrudo! Băi, la ne le facem să mâna noastră, știi lucrul mama? Bă, asta trebuie să fie într-un mâine, așa, stau scrudo! Băi, dar mie mi-a plăcut dacă mă arăgă și trebuie să-i scrudo! Auzi, asta e bună, e bună, e bună, știi că la există și ce broscai? Broscai? Nu e o unitate să fii zacuscai. Zacuscai. Clam zacuscai. Și pe zacuscai. Băi, dar și zacusca din aia tradițională. Dar și de-aia cu fasole și de-aia cu ciuperci. Apropo, ai văzut că e expresiv. Adică nu e un lucru așa de să-i băi zacuscă. Nu, e zacuscă, tata, adică o treabă serioasă. Zacuscă. Păi să-i seama până de și tot ce atât. Ai înțeles? De-aia zic, ca să băi ce-o zacuscă, bagi mâna în buzunar. Adânc. Să mă neci o zacuscă. O zacuscă adevărată. Băi, da. Zacuscă crudo, știi ce zic? Adică chestia aia, nu știu. Chestii ciudate, chiar... Nu știu să mi le adun apă să... Lasă că e bună zacuscă crudo, poate nu-l vedem noi la Sapori că te spart. Primul lucru asta acolo... Împărtășit sau împărtășit-o cu prietenii, eu știu, împărtășit între noi, știi? Băi, lasă lumea să-și o încerce singură. Știi, zic, bă, ia mea. Întrebare, ce o să ne aștepte pe viitor la Sapori? Adică care e planul tău din punct de vedere a conceptului? Tu, la urmă, o să ai un loc în care oamenii o să vină și o să mănânce și o să se simtă bine. Funcționează după idee, da. Și o să vrei să faci ca oamenii ăștia să nu se plictisească niciodată de Sapori. Că, da, restul să ne alimentația. După cum am vorbit, continuăm pe aceeași temă. Trebuie să fii deschis provocărilor, să te dai după lume, să asculți lumea, știi, clienții, să vorbești cu ei. Să ai o relație frumoasă, că eu cred că despre asta e vorba, știi? Și dacă eu sunt prieten cu tine și tu vii cu drag la mine și tu spui, băi, Răzvan, uite, ce zice dacă mi-ai face și mie o chestie de genul? Eu deschid, normal, cum să nu-ți fac, deci să nu-ți fac. Hai să-ți o fac și prinde, văd că prinde, adică să fii într-o continuă dezvoltare, să o spunem așa, știi? Să te dezvolți. Acum, principiul în sine și baza este să... un pic de timp necesar, implicare. Știi ce înseamnă implicare? Cum o văd eu? Cum o gândesc eu? Care-i planul meu de bătaie? Implicare. Să te duci să-ți alegi o cărniță bună. să te duci să... Adică nu o să faci coadă la metru, zi pe față, că nu putem să zicem nimeni. Da, așa, să te duci să îți alegi niște ușoare mișto. M-am uitat în rând în cameră, că să știu unde, prin Ploiești, în Șoarcu. Da. Tomahawk, de Vita, nu știu de care, știi? Și două zile mai târziu mă trăsesc la coada la metru cu Tomahawk, cu măroarele. Nu, uite, eu chiar am pe cineva... o măcelărie și așa, măcelărie, da, a lucrat în măcelărie pe afară și vreau să spun că omul mi-a dat o ceafă de porc, m-a lăsat, m-a pus în cap. Mișto. Adică cazul de apoi vine direct din măcelărie. Da, avem prieteni, da, exact. Și am zis, băi, hai să, dacă tot avem ația prieteni pe peste tot, hai să facem ceva frumos, o legăm, știi, că despre asta e vorba. Și atunci un pic de atenție la detalii, știi, să faci un pic de... Are o relevanță foarte mare ceea ce spui tu, pentru că... Ceea ce tu ești pe oricine, Marius, pentru că nu știu dacă ai văzut, nu prea mai satisfăcut. Păi, îți niște principii foarte sănătoase astea de care vorbești tu, pentru că eu nu cred că unii realizează cât de important e ca circuitul banilor, în primul rând, să fie unul local, pentru că altfel o comunitate n-are cum să se dezvolte, și doi, cum e să-i sprijin pe unii care să crească și care îți ofere capitate versus să-i sprijin pe alții care cumpără în gros și pe care nu-i prea interesează de capitate. Nu o să dau lumea, dar toată lumea știa că vorbesc de mers. Îți dai seama, fac vânzarea omului, dacă eu îi fac vânzarea omului, nu? Da, normal că și omul se va comporta diferit cu mine și îmi va da corect calitatea care eu mi-o doresc, nu? Eu dacă aș fi tu, deci eu fix pe care asta m-aș duce. O mână o spală pe cealaltă. Ca în algerie locală, că sunt har domnului în Ploiești câte vreți, care sunt extraordinare, ouă, fructe, legume, iarăși în local, în Ploiești, ok, nu pot să rezolv cu fructele de mare, că ultima dată când am verificat în tărea și nu erau creveți. Da, în afară de asta, totul poate fi local. Asta și nu ai un nou dintr-o crescătorie mică, locală, unde știi că grăina aia mănâncă ceea ce trebuie, versus că cumperi angro niște ouă standardizate care, valoarea mea tradițională din casă. Da, dar se simte la gust, știi, și schimbă preparatul sine, adică 2-3 lucruri mici și schimbă preparatul. Corect. Eu cred că asta o să fie chiar succesul tău, să știi, fix asta, fix ce ai zis acum. Și eu cred lucrul ăsta, pentru că am văzut că lumea, da, tinde să face mai mult, să nu știu ce, dar uită niște lucruri de bază, totuși gătim. Corect. Știi, adică nu e numai un business, hai să gătim, că va veni o remunerație, va veni o... pentru că gătești. Eu am o prietenă foarte bună, o cheamă Andreea, are restaurant Orizont Ploiești, este o prietenă în comună, de asta și de-a mea și de-a lui Robin, de-a scuzat și ai neluța și tuturor. Ea a plecat din corporație și a făcut o închiriată local în centrul Ploieștiului, eu a fost coșor, a fost foarte complicat, dar ideea este că a plecat pe același premisă sănătoase ca și tine. Nu a făcut rabat de la calitate niciodată. Adică ea s-a concentrat, bă, care e maximul de calitate pe care pot să-l dau pentru banii pe care primesc. Datorită faptului că a făcut chestia asta, nu numai că în continuare este pe piață, dar și are succes în continuare, deși jucători pe piața de Horeca, pe piața de restaurante, sunt ca domnului, că zăi. Și dacă ar fi în clipa asta, eu aș putea să identific elementul ăsta comun la Andreea și la tine și la Marian de la Platon Restaurant. Bă, ăsta mă să plănesc în fiecare episod. Mariane! Al nostru. Ro, 69, BTRL. Nostru, că nu, dar unde să bage și eu ca așa. Glumesc. Dar ideea e că eu cred că chiar asta e cheia succesului, pentru că eu dacă vin la tine în restaurant, sau oricine care vine la tine în restaurant, tu trebuie să-mi dai mult mai mult și mult mai bine decât aș putea să fac eu acasă. Exact. Nu? Exact. Asta e ce-și mai bine în restaurant. Eu cred așa că asta ar trebui să facă toată lumea, adică asta ar trebui să facă un restaurant. Asta ar trebui, așa, lumea mai uită, știi, pe parcurs că ai văzut cum e, uiți de unde-i plecat vorba aia, știi, e spusă în apă, știi, că noi avem catăiurea. Adică, băi, hai să nu uităm. Principiul tău de funcționare este să dai lumea o calitate, să dai să plece omul cu burta plină, mulțumit, să nu doară stomacul după ce a plecat de la tine, știi, ce zic, asta spun că îți vine cu copilul, îți vine cu familia, adică, știi? Și atunci, în momentul în care el va fi mulțumit, clar se întoarce și nu are de ce să nu se întoarcă. Corect. Ca oameni să te deschizi, eu sunt de la Bosonfla, să stau să mă întorc, mie îmi place să comunic. Hai să facem un exercițiu de imaginat. Hai să fie. Dacă tu ai fi deschis toată povestea asta în 2020, în 2019. Da. Și noi acum am fost în 2020 și tu acum ai fi avut foarte mult greu. Și întrebarea mea este, ce se întâmplă dacă tu deschizi acum, da, funcționezi o lună, două, da, și vine un chel, mai chel ca mine, da, care vorbește limba română extraordinară de bine după 25 de ani de locuit în România și zice, bă, și noi închidem tot. Că, na, e un lache virusache care se plimbă și trebuie să închidem, toată lumea botniță, toată lumea mască. Ce faci? N-ai ce să faci. N-ai ce să faci. Chiar n-ai ce să faci. Cum vrei să zic eu ce-aș face dacă ai fi tu? Știi ce aș făcut eu dacă eram, dacă eu aș fi pățit chestia asta și aș fi urât o urală de... Aș ține-o pe catering. Aș ține o chestia asta care este posibil, la altceva nu, nu știu ce aș putea să facă, nu. Nu știu. Eu zic, dar partea proastă că o să zic acum, o să vadă și niște studii oameni. Atunci păstrează-o și îmi spui mie în privat. Zi tare, Bobby. Zi! Take-away. Take-away. Păi nu, că nu mai poți, că nu mai voi, tu nu ai voie să... Eu m-am gândit la livrări, cum ar veni, știi? Dacă nu se va asta, da, da. Eu am soluția. El a zis-o, știi cum a zis-o? Eu. Da, eu aș face altceva, aș băga mâna pe două tigrei din bucătărie și mă duc acolo în fața la aia și băi, ce faci, mă bate jocul toată lumea. Ia, hai să-ți vreau la lăghiu, ce capă, s-au venit cu tigrei. Cine e intervenire? Sunt... Am venit să dau bău, cu tigrei, aduc eu o tigrei. Poți să-mi pui două tigrei în mână. Ce să mai faci? Ce să mai faci? Nu, bă. Știi ce aș face? Și nu urăvesc. Și ăsta e un concept destul de vechi, care se poartă foarte mult în vest, nu l-am văzut în România. Problema este că eu să zic chestia asta acum și o să vadă niște studenți și unii dintre ei bucătari. Eu nu mai zic. Și dacă nu se apare conceptul ăsta peste 3 ani de zi la mine, mă lasă de vieți. Știi ce aș face? Yes. Aș face pop-up dinners. Și pop-up dinner înseamnă felul următor. Înseamnă tu, proprietar de restaurant, care tu știi rețete, tu ai ingrediente, tot ai ceea ce trebuie, vii la mine acasă pentru că eu fac o serată în care chem pe Pop, pe Robin și pe Sorin și pe Bogdan de la proiecții și vrem să ne bătăm la tot. Și eu am nevoie de cineva să gătească cum trebuie. Și pe cine? Pot să aduc un bucătar sau pot să mă apuc să gătesc eu? Păi nu vreau să gătesc eu. Și atunci te plătesc pe tine că tu aia faci, da, chiar dacă e criză, chiar dacă e pandemie, că e la mine acasă și la mine acasă poți face de altfel. Da. Și tu faci bani în continuare. Da, și îți menții... Da, îți mulți. Da. Și există. Mi se șovește din culise, nu există, mă. Există, cum să nu? Și București. Da, și... În București și pe unul singur care făcea, dar nu făcea acasă. Hai să spun altceva, dar și taică mi-a făcut treaba asta. Da. De ce nu? Doar că o faci sub... Știi care e diferența? Doar că nu ești un anonim care te duce o bucătară, o putărică. Nu, eu sunt Sapori. Îmi cer scuze, la internet. Sunt atât de neinformat. Adică vii sub o siglă. Păi stai așa, și atunci... Păi bă, și dacă există, eu de ce nu știu de voi? Pentru că nu faceți nimic, nicio publicitate, de-aia nu știu de voi. Vai, și-am altul să ne văd. Veniți la Marius pentru publicitate. Eu n-am auzit, jur! Deci eu știam de chestia asta, o văzusem la un moment dat într-un film, acum vreau să tot fie vreo 15 ani de zile. Nu știam să existe unde sau ca cineva să facă treaba. Există. Oricum să am petrecere. Dar cred că sunt în toate domeniile. Eu abia știu să vină mustaș. Doar că nu prea e mai minte. Auzi? Oare cât costă un jilava cake făcut la tine? Îți fericit și ei. Nu, dar am auzit că omul specialist în prăjituri cu ciocolată. Bine, el... Nu se face acasă. Aia nu se face acasă. Bine, tu-ți dai seama că el foarte mult... Cât o sta la facultate, Big Boss? Un an, doi? O scris și niște cărți. 3 jumate. Asta nu o să o cenzurăm. Tu știi că... Voi știți că el a fost într-o situație gândăcioasă? Dar nu-mi vorbește despre mine. Nu. Deci la ok, mă trebuie să cenzurez. Da. Ne apropiam foarte repede de final. Ai tot dreptul unui nume, știu că am fost blank cu tine, nu ți-am pus întrebări. Dar poți să încep să ții, mă, că le-am doar gata, le-am retei. Poți să mă întreb ce vrei, să știi. E orice întrebare îmi pui, eu o să-ți răspund cât o să pot eu de mai prost posibil. Da, știu, aș vrea să spun, adică întrebarea mea către tine, știi, cum ar suna undeva, că e o chestie grea, o sarcină grea. Ia! M-am văzut tot în meu de sarcină, dar nu, ce ți-ai ales tu? Pentru că fiind un domeniu complicat, domeniul tău, cât de greu ți-a fost să explici prin munca ta beneficiarul, adică păi Lenicule, uite, eu scriez asta, tu trebuie să-ți adaugi aici alea. Dar îți face un proces de la super mecanizat, nebuneală, știi? Și când tu spui mie lucrul ăsta, trebuie să intri aici, să apeși pe ăsta, adică unul care e mecanic, de exemplu, nu? Și tu, uite, pe o site sau îi trebuie ceva. Și el trebuie să-și pune el singur acolo, că n-am mai sunt modificări pe parcurs. Cum o... Asta o variantă, mă, cum? Cred că am vorbit mai mereu bătaia de cap, decât să crezi stai în sine. E mega simplu. Asta pentru noi e foarte tare că ai menționat chestia asta, că e o întreagă poveste. În primul și în primul rând, ironia face că noi tocmai dăm drumul la... Am dat de fapt deja drumul la un serial care se numește Site-ul la cheie, care Site-ul la cheie nu face altceva decât să povestească tot procesul ăsta, dar altceva vreau să povestesc. Eu primul site l-am făcut în 2005. În 2005 internetul din România nu prea era activ. Adică erau câteva situlețe, nu era atât de comunicat cum e acum. Eu primul site l-am făcut după ce am învățat să scriu HTML în vreo 2 nopți, pentru că avea Tycom nevoie. Eu îl canalizeze pe Tycom, care avea un business și făcea pungi de cadouri, să-și facă site, că cu site-ul o să merg. Și cred că capacitatea mea de astăzi de a putea să explic oricărui om ce se întâmplă la nivel de site se datorează faptului că am avut o experiență foarte bună cu Tycom. Aha. Că Tycom... Baza. Aia a fost. Da, Tycom făcea cu calculatorul ce face orice. Băi, nici calculatorul. Și cred că faptul că am fost nevoit să am atât de multe interacțiuni cu el să-i explic, bă, uite, aia se afișează așa, asta se întâmplă așa, asta se întâmplă așa, se întâmplă așa. Și cumva având norocul să... Tycom să fie suficient de receptiv și să pună întrebările care trebuie. Fără să-mi dau seama, m-am pus pe mine pe făcașul, dar am dorit să fac asta toată viața. Adică să explic ceea ce fac colegii mei pentru clienții noștri, să le explic clienților noștri. Eu, de exemplu, eu nu am mai codat. Nu am mai codat din 2006, nu-mi place. Da. E o chestie care nu mă atrage, am colegi care sunt nu talentați, sunt extraordinari, ei trebuie să facă treaba asta. Da. În schimb, la nivel pur teoretic, nu am o problemă, pentru că stau, studiez, pricep, înțeleg, îmi place, da, adică, mă pasionează. Asta vreau să, aici vreau să muncești mult de la latura asta, adică a... În clientul tău a intrat în site-ul care tu îl creezi pentru el și acolo să se simplifice treburile, știi? Gestione. Da, noi am făcut un sistem și de fapt e un proces continuu de îmbunătățire. Gestione. Noi am făcut un sistem care să fie simplu chiar și pentru taică-tău. Da, exact. Să poată să editeze niște lucruri de care el are nevoie, adică să nu depindă de noi programatorii. Exact. A fost dacă nici cea mai mare provocare de eu pentru noi. Exact. Iar sistemul este simplu. Da, ne-a făcut un sistem care e simplu. Da. Robi era Luca, un site făcut de noi. Luca are sistem simplu, apelați cu încredere. E simplu, toată lumea. Sistemul e o prima dată, dar asta, sistemul e cu tine. Să știe, sistemul de la Magic faci sistemul. Da. Răzvan, îți mulțumesc mult că ai fost alături de noi. La momentul la care noi o să vedem episodul ăsta, Sapori deja va fi deschis orțile. Să câteva băute, am trecut. Da. Sper că o să ai și mâncare vegetariană, nu de alta. Vreți să și pe Bob cu noi și Bob nu prea mănâncă. Nu e problemă, rezolvăm pe toată lumea. Îți mulțumesc că ai venit, îți doresc mult succes, nu mult succes, îți doresc să ai atât de mult succes, încât peste 10 ani de zile să ne vedem să povestim despre franciza Sapori. Ar fi mișto, da. Îți mulțumesc și eu, Marius, pentru crederea care mi-ai acordat-o. Ce să spun, îți mulțumesc că ai apărut în viața mea și că am început o colaborare pe bune, mă regăsesc, e mișto, ce faceți e mișto, o echipă frumoasă, oameni frumoși. Mulțumesc și urmăritorilor că au răbdarea asta cu noi. Mara pe timp. Da. Ce să spun, continuăm și mulțumesc că mă reprezint, Sapori, cum rău.